Iora 13, bine v-am găsit! A fost paradă și anul acesta de Ziua Victoriei, iar a sărbătorit Putin. Zelenski a punctat ieri momentul ca să se delimiteze de Rusia. Problema e că războiul acesta ne-a cam golit buzunarele. Și vă dau un exemplu. Ceea ce cumpăram anul trecut, pe vremea aceasta, cu 100 de lei, putem cumpăra, doar dacă scoatem din buzunare, 140 de lei. Acestea sunt calculele concrete făcute pentru o simplă deplasare la supermarket, pentru mâncarea care ajunge unei familii pe o perioadă foarte scurtă. Mergem mai departe acest război, ne-am cam săturat și de parade și de război, iar analiștii economici vorbesc despre posibilitatea revenirii crizei din anul 2009. Primele 100 cele mai mari companii din lume dau semnale îngrijorătoare. Sunt avertismente care vin de la Fondul Monetar Internațional, de la Banca Central Europeană. Noi suntem în pragul unei rotative care nu face altceva decât să repartizeze foarte atent funcțiile importante între PSD și PNL și în plină austeritate, că tot avem acum o ordonanță votată oficial, ordonanța austerității, aflăm că la Ministerul Muncii se cumpără mașini noi, mașini de milioane de lei. Adică cineva ne ia drept fraieri în mod clar. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Este profesorul de economie, domnul Mircea Coșa, în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Bună ziua! Salut, doamnă. Vă mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc domnului Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Bună ziua, domnule Costin. Vă mulțumesc foarte mult! Salut, mâna, bună ziua, mulțumesc de invitație. Domnule profesor, încep cu dumneavoastră. Calculele acestea, foarte simple, dar ușor de înțeles pentru oameni, referitoare la costurile de dinaintea declanșării războiului și costurile actuale. Cum vi se par? Sunt, iată, aceste exemple, ca să cumpărăm ceea ce cumpăram acum un an, de exemplu, cu 100 de lei, acum trebuie să plătim 140 de lei. Cam aceste calcule sunt foarte importante pentru că ele pun degetul pe rană, ca să spun așa. Noi discutăm despre inflație de obicei și inflația este o creștere a prețurilor pe o medie la foarte multe produse. Când luăm acest exemplu simplu, pe înțelesul tuturor, cu 100 de lei, discutăm de puterea de cumpărare. Și vedem că puterea de cumpărare scade foarte, foarte mult. Asta ce înseamnă? Că la acea sumă de bani pe care avem în buzunar sau pe card, discutabil acum unde trebuie ca să o ținem, pentru că se discută mult despre card, cumpărăm mai puțin. Cumpărăm mai puțin și asta înseamnă că sistemul nostru de distribuție a banilor pe care îi avem trebuie să fie modificat și anume trebuie să reorientăm cheltuielile în așa fel încât să putem să avem măcar același nivel de procurare alimentelor de bază pe care trebuie neapărat să le avem pentru noi și pentru familia noastră. Deci, la această creștere a prețurilor, la produsele de bază, trebuie să reducem proporțional cheltuielile pe care noi le considerăm ca fiind atributul civilizației, a modernității, a acceptării noastre ca parte a Uniunii Europene, cea mai înaintată și cea mai prosperă parte a modelului de dezvoltare mondial de până acum. Lucrurile nu stau așa și vedem că, din contră, o ducem din ce în ce mai rău, iar cheltuielile pe care trebuie să le facem pentru așa numitele elemente de petrecerea timpului liber, de educație, de spectacole, de educația copilului în afara școlii, de îmbrăcăminte, de concedii, se reduc proporțional cu creșterea prețurilor la alimente. Ce putem face? Să mâncăm mai puțin? Asta e greu de spus. E greu să mănânci mai puțin. Poate vom mânca mai prost, adică alimente de mai proastă calitate care vor fi mai ieftine. Asta da. Poate că vom alimenta economia neagră, adică ne vom orienta în zonele unde se vând produse nefiscalizate. La colțul străzii, știu eu, la poarta producătorului și așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare, mai ales că dumneavoastră a spus o problemă care este foarte reală și anume războiul a adus foarte multe din aceste nenorociri pe capul nostru, dar nu numai, doamne, să știți că am greșit dacă am transformat războiul în unica persoană sau fenomen sau cauză vinovată. Nu. Este și felul în care am fost guvernați, în care am fost conduși.
maniera în care acest guvern, această coaliție, a înțeles să-și crească veniturile bugetare prin menținerea unor prețuri înalte, prin inflație. Vorbesc despre facturile la energie, vorbesc de la prețurile la alimente. Nu se iau nicio măsură. A spus perfect și cred că asta e concluzia zilei până la urmă. Rotația sau rotativa înseamnă lupta pentru ministere, nu înseamnă un nou program economic, nu înseamnă propuneri de ameliorare a situației mediului de afaceri, nimic, nu se vorbește nimic despre asta, nu auzim nimic în legătură cu faptul că ar trebui ca noua guvernare, pentru că e o nouă guvernare, alt guvern, la urmă alt prim-ministru, să aibă o viziune asupra economiei, în sensul în care economia trebuie să atace cauzele inflației și nu efectele ei pe aici și pe acolo la așa numitele categorii defavorizate. Domnule profesor, un exemplu pe care l-a dat în urmă cu puțin timp președintele USR Cătălin Drula a vorbit despre faptul că într-un minister care este destul de, nu știu, implicat în toate aceste reforme sociale, vorbesc despre Ministerul Muncii, în plină dezbatere despre austeritate, nevoia de a strânge cureaua, se cumpără mașini noi, ori nu mai înțelegem noi nimic, ori oamenii ăștia, nu știu, cred că nu vom ajunge niciodată să aflăm ce fac cu adevărat. Îl auzim pe Cătălin Drulă și mă întorc la dumneavoastră. Domnul Budăi tocmai a cumpărat 60 de autovehicule noi, 60 de mașini noi la ministerul dumnealui, adică pe ultima 100 de metri înainte să intre în vigoare acea interdicție, mai cumpără niște mașini. Asta este mentalitatea, să tragem și să cheltuim banii statului cât putem. Deci mă îndoiesc că se vor face astfel de economii. Vor sări și peneliștii și pesediștii și găștile cuplate pe banii ministerului și vor zice de aici nu. Da. Vedeți, domnule Dumitru Costin, se pare că oamenii au stat în față cu o clepsidră până când intră în vigoare povestea asta cu reducerea cheltuielor bugetare și au făcut toate capriciile, și-au cumpărat mașini, și-au angajat ce aveau de angajat. Adică, dumneavoastră, cum vedeți toate aceste tentative ale lor de a ne arunca așa cu praf în ochi? Doamnă, eu nu mai plec de mult după prima fentă, cum se spune în fotbal. Am ascultat intervenția domnului Drulă. Oricine știe în țara asta cum se fac achizițiile publice, există o lege, există un calendar. Dumnezeule, cele 60 de mașini probabil că sunt angajate de undeva la în primele zile ale acestui an, dacă acum s-a semnat contractul. Deci nu era o chestie care să mai fie întoarsă. Deja, bă, acum o întorc. Deci procedurile sunt greoaie. Dacă Ministerul Muncii a cumpărat 60 de mașini, atunci procedurile sunt începute de mult. Câștigătorul a judecat și doar au semnat contractul. Deci n-avea cum să scoată Budăi acum din joben și să încalce toate termenele prevăzute în legea achizițiilor publice. Evident, avem ce să discutăm pe marginea acestui subiect pe care l-ați lansat în deschiderea emisiunii dumneavoastră. Trebuie să știți că în cursul anului trecut, mai precis în primăvara anului trecut, am solicitat în numele organizației mele convocarea unei reuniuni tripartite de dialog social, guvern, patronat, sindicat, și una din temele pe care am pus-o pe agendă a fost aceea legată de securitatea alimentară a populației din România. Conceptul de securitate alimentară face parte din conceptul mare, conceptul național de securitate națională. Din păcate, începând de la vârful acestei țări, de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării și continuând cu guvern, ministere, parlament, există un nivel extrem de scăzut de preocupare de securizarea populației pe un astfel de subiect. Întâlnirea pe care am reușit cu Chiu Cuvai să o obțin după aproape 2 luni de zile a fost o întâlnire care n-a avut niciun rezultat, n-am văzut nimic. Noi trebuia să ne ocupăm de multă vreme să ne punem lucrurile la punct. Am ajuns cu agricultura noastră să fim dependenți de importuri. În momentul în care, și profesorul Coșa zicea foarte bine, nu discutăm aici doar de războiul din Ucraina. Sunt mai multe elementele care au generat atât la nivel național, cât și european și internațional, inflație. Criza COVID. Gândiți-vă câți bani s-au aruncat pe piețe la nivel global, concomitent cu închidere de activități economice. Nu multe, uriașe. Toți banii ăia n-aveau acoperire în produse și servicii. Și mai sunt și alte elemente pe lângă război care au
generat aceste creșteri accelerate de prețuri. Da, noi în primăvara anului trecut am zis trebuie să începem să ne apucăm să lucrăm. Avem probleme mari cu organizarea producătorilor din România, avem probleme mari cu finanțarea producătorilor. Mai puneți odată imaginea alea pentru numele lui Dumnezeu cu roșiile alea suguiate 45 de lei kilogramul. Alea sunt roșii pe programul finanțat din bani publici, faimosul program Tomata. Cât de slab mobilat intelectual să fii, să continui să finanțezi în această țară cultivatori de tomate din România care îți scot pe tarabă cu subvenții cu tot roșia cu 45 de lei kilogramul. E de noaptea minții când poți să le aduci din oriunde din Europa. Dacă tot vreau să dau bani să finanțez pe cei care cultivă tomate, păi le dau bani să-mi cultive tomate în spații protejate, să-mi producă 12 luni din 12. Nu-i dau subvenție, bani public să-mi producă în luna martie, aprilie, să-mi producă roșii cu 45 de lei kilogram. Suntem nebuni? Pe ce lume trăim? Că urlă ăia că n-au, doamne, că trebuie să facem activități în solarii. Nu mai facem activități în solarii. Da? În solarii se face agricultura în sudul Europei, unde am temperaturi ridicate. În România nu ne permitem acest lucru. Trebuie să avem altă viziune. Le-am spus să introducă în PNRR, atunci când s-au apucat să facă reforme în sectorul energetic, să introducă concepte de complexuri agroenergetice. Avem soluții de cogenerare și puteam să facem mii de hectare de sere să hrănim toată populația României cu legume proaspete, să mai dăm și la export. Nimeni nu vrea să audă. Ne place să fim dependenți de importuri când avem soluții la îndemână. Avem teren, suprafețe uriașe necultivate, avem bani la dispoziție pe care nu-i folosim corect, îi ducem aiurea. Anul trecut, în august, le-am livrat, am stat și am lucrat cu oamenii mei și am făcut un concept de lanț scurt de aprovizionare, de la producător până la consumatorul final, în august, anul trecut. Vi-l dau acum, după emisiune, să-l aveți, să nu și închipuie cineva că vorbesc aiurea. Pentru că trebuiau să se aplece asupra acestui subiect. N-au făcut mare lucru. Am văzut că ieri au discutat la nivel de coaliție și au asumat ca nou program de guvernare și aici îl contrazic un pic pe domnul profesor Coșa, să știți că lucrează la un nou program de guvernare, n-au apucat încă să văd ce au pus acolo, însă vin și cu niște schimbări în politicile publice, nu rămân da, dumne, pe ceea ce așteptăm au și noi. Au fost la guvernare și până acum cei de la PSD. E foarte bine, vor avea premierul, vor ieși din spuma mării, dacă lucrurile vor merge mai bine, noi așteptăm, întoarcem clepsidra până vine domnul Ciolacu. Că ne-am cam săturat de toată perioada asta de amânări. Acum se vorbește despre faptul că vor să-i lase pe cei de la UDMR fără ministerele pe care UDMR crede că le merită, iar toată povestea asta ar urma să ducă la o tergiversare a momentului în care rotativa va avea loc în mod efectiv. Adică oamenii se ceartă în continuare pe funcții. Nu ne mai uităm la ei. Ați vorbit despre producători puțin mai devreme. Iar noi v-am prezentat în ultimele zile informațiile acestea legate de pericolul pesticidelor folosite de legumicultori, de agricultori, pentru a forța procesul acesta de pârguire a roșiilor, castraveților și așa mai departe. Da, facem o foarte scurtă, ne oprim puțin pentru că l-auzim pe liderul UDMR, care face declarații referitoare la ieșirea lor de la guvernare. Revenim. Sunt bun specialist la aritmetică. Eu cred că și dacă mergem pe această variantă, trebuie să ne raportăm la anul 2021. Dacă în 2021 valoarea aritmetică a UDMR-ului a fost X plus 1, nu văd niciun motiv ca acum, în 2023, când discutăm despre această rotativă care nu ne privește, noi nu am dat niciodată premier în această guvernare, nu cred că valoarea noastră a ajuns la X minus 1. Deci aceasta este poziția noastră. Credem că ne-am făcut treaba bine și vrem să lucrăm în continuare. Nu suntem de acord cu aceste mutații politice care se conturează între PNL și PSD. Sigur, ei sunt cele două mari partide din această coaliție. Iar dacă se ajunge la această concluzie între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal că UDMR-ul nu mai are aceeași valoare aritmetică în 2023 cum a avut și în 2021, ne gândim la modul
serios să ieșim de la schimbarea ministerelor cu primirea altor ministere. Poftiți? Sunteți de acord cu primirea altor? N-am discutat acest aspect. Dacă mă întrebați de alte ministere, da, putem discuta despre Ministerul Agriculturii, de exemplu, despre Ministerul Energiei. Am spus aceste ministere pentru că avem oameni care ar putea să facă o treabă bună la aceste ministere. Dar poziția noastră este nu am dorit să facem un troc acum sau un schimb de ministere. Noi spunem că corect ar fi să avem un protocol al coaliției, care să fie în vigoare și în continuare și să păstrăm aceste trei ministere pe care le-am avut. A existat în momentul de până în momentul față și varianta splitării mediului în alte două ministere, mediu și separat ape și păduri. Din câte știu eu nu, eu la asemenea discuții. Poate s-a venit, eu nu pot să vă confirm. Dar ați fi deschis o astfel de variantă? Nu cred că ar fi o variantă, nu cred că ar fi oportun să facem această splitare. N-am afirmat că oficial PNL a solicitat Ministerul Mediului. Da. Există o declarație a purtătorului de cuvânt al PNL, domnul Stroie, care spune că acest lucru nu s-a întâmplat. Ambii vă justificați declarațiile prin poziția liderilor. Eu v-am sugerat să întrebați pe președinții partidelor care formează această coaliție, dar eu vă spun o altă chestiune. Noi niciodată nu am căutat scandalul în această coaliție. Cred că am fost un element de stabilitate în această coaliție. Nu am ieșit de dragul ieșirii, să ne credeți, pe cuvânt. Au ajuns aceste informații la noi și am crezut că a sosit momentul ca să reacționăm și noi la aceste informații. Atunci au fost pe surse tot. PSD e de acord cu această cerere? Atunci au fost pe surse și am considerat că să nu reacționăm informațiilor aprobate pe surse. Okay. A fost o ședință restrânsă a liderilor de partide. S-a pus acolo problema? Eu nu este menirea mea să clarific această... Nu e menirea mea să clarific această... Da, unul dintre liderii UDMR, domnul Cioma Boton, nu știu dacă i-am pronunțat bine numele, îmi cer scuze, care spune clar că acum a venit vremea să reacționeze și ei, pentru că până acum n-au reacționat. Vă reamintesc, atunci când s-au împărțit funcțiile la ANR, UDMR s-a supărat că a rămas fără funcția de vicepreședinte, spuneau atunci că singurul care ieșea în spațiu public să explice problemele de pe piața energiei era omul lor, domnul Zoltán Nokbeg. Acum, când se vorbește despre faptul că ar putea să rămână fără Ministerul Mediului, cei de la UDMR spun e posibil să ieșim de la guvernare. Domnule Coșa, bun, că ei se bat pe funcții, nici nu ne mai interesează. Că se bat pe putere și pe influență, e treaba lor. E adevărat că cei de la UDMR au stat mai în spate, au zis că ei nu vor să ia parte, citez, la bătălia asta din cârciumă, spunea liderul UDMR acum câteva săptămâni. Dar ieșirea UDMR de la guvernare ar putea să ducă la o întârziere a acestui proces de schimbare a premierilor din România? Doamne, în primul rând vreau să vă spun că sunt extrem de fericit că domnul Costin mă contrazice. E foarte bine că există preocupare pentru un program de guvernare. Nu știam că există, dacă există, este foarte bine. Sper să până la urmă să-l aflăm și noi. Văd că se face așa în secret, dar sper să-l aflăm și noi. E bine dacă există și asta mă bucur. Acum trecând la subiectul cu UDMR. UDMR-ul nu poate să iasă de la guvernare. Nu va ieși de la guvernare. Până la urmă vor ajunge la un acord în cârciumă sau unde îl va avea loc. Pentru că prezența UDMR-ului la guvernare e o chestiune de importanță mult mai mare decât rocada sau decât guvernul. E o importanță, să zicem, de natură mai mult europeană, poate chiar mai mult decât europeană. Populația de etnie maghiară din România trebuie să aibă un reprezentant în guvern pentru a se simți cumva luată în considerare, protejată în condițiile în care există o presiune atât de mare din partea guvernului actual al Ungariei de a reînvia anumite stafii ale trecutului. Deci vor rămâne la guvernare și vor fi niște discuții care vor duce până la urmă la păstrarea poziției pe care o are. UDMR o ține prea mult la Ministerul Mediului, are interese mari acolo, de se va lupta și probabil că va obține acest lucru. Eu cred că așa va fi. Dar revin asupra acestui subiect. Dacă există într-adevăr o preocupare la nivelul noului guvern de a avea un program de guvernare cu politici publice, cum spunea domnul Costin, atunci există o speranță. Există o speranță pentru că există o presiune foarte mare din afară asupra României ca unele lucruri să se rezolve în România. România este prea aproape de un război, este prea importantă ca pion
de frunte în această menținere a ajutorului pentru Ucraina, ca în România să apară anumite probleme de natura stabilității politice. Deci, probabil că aceste măsuri sau aceste politici publice au în vedere și rezolvarea unor probleme care țin de liniștirea, spune eu, de liniștirea situației din țară, din punct de vedere economic și politic, nu de rezolvare. Rezolvarea nu se poate face decât prin reforme și reformele nu vor veni acum. E prea complicat pentru actuala putere politică să conceapă reforme. Dar s-ar putea să existe anumite ameliorări. Deja trebuie, ca să fiu foarte sincer și să nu fiu avocatul cui nu trebuie, în ceea ce am aflat, dacă o fi adevărat sau nu, din această ordonanță care va apare, anumite lucruri sunt în direcția în care o așteptam. Nu știu dacă se va pune în practică. Vorbim și despre ordonanța asta. Cu permisiunea dumneavoastră, înțeleg că vor să reducă numărul de consilieri. Asta nu este... Asta e mai degrabă o veste bună. Vorbeați puțin mai devreme, domnule Dumitru Costin, despre faptul că România investește bani în programul Tomata și că în final noi găsim roșia pe piață cu 45 de lei kilogramul, dacă nu mai mult, roșia din România. Există un protest al legumicultorilor, al agricultorilor care sunt acuzați că folosesc pesticide pentru a forța procesul acesta de coacere al legumelor. Avem o legătură telefonică directă și cu primarul din Buzău, domnul Toma. Bună ziua, domnule Toma, vă mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc, bună ziua! Ne și vedem. Domnule Toma, sunt agricultori de la dumneavoastră care au fost săltați cu mascații, înțeleg, din cauza faptului că folosesc pesticide? Este vorba de niște fermieri dintr-o comună din județul Buzău, Glodeanu Sărat, dar această situație este în multe județe, probabil în toate județele. Acei indivizi au fost prinși de poliția din Buzău cu 400 de litri de substanță interzisă, care este de 8 ori mai toxică decât orice. A venit cineva cu ideea, în sfârșit un senator buzoian a făcut o declarație așa extraordinară că ar trebui primarul să facă analize în piață și să interzică pe cei care vin acolo. Noi avem două autorități naționale, o autoritate sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor, care este în subordinea primului ministru, și o autoritate națională fitosanitară. Au sute de angajați, inclusiv la nivelul capitalelor de județ din România, au laboratoare și pot face aceste verificări. Eu nu înțeleg acum, când se face această reorganizare și discutăm foarte mult de reducerea costurilor de funcționare ale statului român, de ce aceste două agenții nu se unifică și să aibă competențe, cum să spun, până la urmă... Haideți că mai bine faceți una nouă. Una nouă, mai competentă, așa, să mai angajăm niște oameni. Care, în subordinea primului ministru, păzește granițele, să nu ne intre, eu știu, tomate cu pesticide din Turcia sau de iurea, și Autoritatea Națională Fitosanitară păzește ceea ce se produce în România. De ce n-am avea una singură? Pentru că, până la urmă, aceste fructe, legume se întâlnesc toate în piețele din toată România. Problema e, domnule Dumitru Costin, că și aici a apărut un conflict, un război. Agricultorii spun neprigoniți, nealergați, ne săltați cu mascații, ori noi facem același lucru pe care l-am făcut din totdeauna. Folosim aceleași pesticide pe care le-am folosit tot timpul. Unde va duce învrăjbirea asta? Din păcate, nu folosim aceleași pesticide pe care le-am folosit întotdeauna. Pe o piață liberă au început să apară comercianți care vin și pun la dispoziția fermierilor noștri tot felul de acceleratori de creștere, de coacere și așa mai departe. Din goana, după bani și după profituri mari, unii dintre fermierii încalcă prevederile legale. Domnul primar Toma avea dreptate. Până la urmă avem niște instituții în țara asta care trebuie să controleze pe flux calitatea unor produse agroalimentare. O să vă pun la dispoziție, am promis și fac asta imediat, să vedeți că în conceptul pe care l-am generat și l-am livrat guvernului anul trecut, această verigă de control a calității produselor există pe flux. N-ai cum să scapi să ajungi la consumatorul final cu un produs agroalimentar fără ca produsul tău să fie
verificat. Bun, deci, și în final, calitate. Domnule Costin, dumneavoastră propuneți retragerea subvenției pentru legume, aceea prin programul Tomata? O regândire a lor. O regândire. Am spus regândirea lor. Uh-huh. De ce să-ți dau bani să-mi faci roșii cu 45 de lei la solar acum, când aș putea să-ți dau bani chiar mai mulți, să-mi faci sere care să-mi producă 12 luni din 12, să-mi producă tomate. Eu n-am nevoie doar... conceptul ăsta de trufanda e o imbecilitate. Nu mai avem cum să... Într-o piață globală, anumite produse alimentare pot fi aduse, chiar și cu costuri de transport, pot fi aduse la niște prețuri rezonabile. N-are sens să mă apuc eu acum să fac trufandale. Nu mai e perioada trufandalor. Gata, s-a terminat. Iar domnul primar Toma vă poate da exemplu unei tehnologii pe care o folosește deja la încălzirea locuințelor în oraș, folosind biomasă. Și trebuie să știți că această tehnologie care e produsă în România ar putea, bine mersi, să încălzească și sere. Să facem economie circulară, domnul profesor știe la ce mă refer, economie circulară, să folosim biomasa pentru a ne genera căldura de care avem nevoie pentru a climatiza serele tot timpul anului. Dar pentru asta trebuie să existe voință politică, trebuie să calci cu picioarele pe interesele lor care protejează în continuare gropile de gunoi care ne otrăvesc viața, otrăvesc pământul. Da? Trebuie să iei niște decizii politice, să ai forța să faci acest lucru și să scapi de mafiile astea care până la urmă produc mari prejudicii tuturor cetățenilor acestei țări. Până la urmă, domnule primar, care e planul dumneavoastră? Ce veți face dacă sunt într-adevăr aceste pesticide de 8 ori mai mare este nivelul lor decât cel admis? Vă revine vreo responsabilitate? Faceți ceva? Nu, este foarte greu. Când am fost ales pentru prima dată în 2016, prima mea chestie, bă, iau un laborator, angajez oameni și verific pe ăștia de nu se mai poate intra nicio roșie în piața din Buzău neverificată. Mă costa vreo 300 de mii de euro, trebuia să am o groază de angajați și nu să merita în condițiile în care am constatat, că de-aia știu lecția asta, am constatat că avem deja două autorități și ar trebui să mă bat acum și cu primul ministru și cu domnul Daia ca să mă suprapun peste competențele care le au prin lege dumnealor. Nu. Noi trebuie să asigurăm condițiile cele mai bune și de igienă și tot, să avem niște piețe funcționale. Și la Buzău chiar avem și îmi pare rău că s-a descoperit la Buzău treaba asta. Anul trecut, tot așa la început, s-a descoperit că roșiile din Turcia sunt cu pesticide de 5-6 ori mai mari decât cele admise. Atenție! Acum văd că ne-a venit din Turcia, ne-au venit substanțele direct, prin care fermierii și de la Buzău, dar sunt convins că dacă s-ar face verificări, eu știu și la Lungulețul, la Dâmbovița, și la Matca, la Galaș, în toate centrele astea legumicole din România, s-ar descoperi același lucru. Din păcate. Da, vă mulțumesc mult pentru intervenții. Nu ne mai este nici treaba asta cu agricultura de multă vreme, cu calitatea legumelor românești, motivul pentru care mergeam în piață, pentru care așteptam să se coacă roșiile, castraveții, era gustul legumelor românești. Iată că și aici e așa o fel de lovitură pe teme de pesticide. Nu știm, problema e că nu știm unde e adevărul cu adevărat. Haideți să ne arate cineva nivelul acesta, cât e de mare al pesticidelor, ca să putem decide dacă mai cumpărăm sau nu. Facem o foarte scurtă pauză, discutăm despre aceste zile peste așteptările și peste dorința noastră de răcoroase, un aer polar a pătruns în România. Tot încercăm să smulgem de la meteorologi încă de la începutul lunii mai cum va arăta această lună. Chiar aici meteorologii ne spuneau va fi bine, va fi în limitele normale. Noi, nu prea e normal să ne scoatem mantourile pe care le foloseam astă iarnă. Măcar dumneavoastră meteorologii să încercați să ne spuneți adevărul. Revenim cu o prognoză concretă după câteva minute. Întrebarea este cum va arăta luna iunie, dacă în mai este atât de frig. Ne apropiem vertiginos de mijlocul lunii mai, iar temperaturile sunt atât de coborâte încât ne căutăm paltoanele, hainele groase de iarnă ca să putem ieși afară, dar să nu uităm umbrelele. Adică trebuie să fie și groase și impermeabile. Explicația meteorologilor este aceea că un front de aer polar a intrat pe teritoriul României.
Avem o legătură directă cu doamna Roxana Bojariu, climatologul Roxana Bojariu. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc mult! Bună ziua! Da, doamna Bojariu, spuneam că tot am încercat să smulgem de la meteorologi cum va arăta luna mai. Am fost asigurați că se va încadra în normalul acestei perioade. Totuși, din experiență proprie, ne dăm seama că nu prea e normal să ne scoatem hainele de iarnă în luna mai. De ce a fost atât de greu de anticipat acest val de aer polar? A fost anticipat, dar trebuie să știți că estimările sezoniere cu mai mult de maximum 2 săptămâni înainte sunt dificil de realizat oriunde în lume și ele au un grad de precizie din start mai scăzut decât estimările, decât prognozele de câteva zile, cu câteva zile înainte. E o caracteristică a sistemului complex format din atmosferă, ocean, care interacționează continuu și suprafață continentală, evident, care interacționează continuu. Și temperaturi foarte joase, da, comparativ cu anii precedenți în luna, da, mai. Da, comparativ cu normala perioadei, dar luna mai, în general, e o lună instabilă și cu variabilitate mare. E până la urmă o lună de primăvară, primăvara e un anotimp de tranziție. De altfel, acest episod rece nu caracterizează doar România, ci mare parte din Europa Centrală și de Est, acolo unde, de fapt, tradițional sunt episoade de acest tip cunoscute sub numele de sfinții de gheață, exact în luna mai. Dar, într-adevăr, acum în România avem temperaturi mai scăzute decât normala cu 5, poate chiar spre 10 grade în unele regiuni și ne așteptăm și zilele care vin să ne țină sub regimul mediu termic, poate nu cu tot atâtea grade, trebuie urmărite toate actualizările. Dar, încă o dată, nu e ceva... Despre luna iunie, mai așteptăm un val de aer polar și în iunie? De ce nu? Dar va fi vorba, dacă va fi, de episoade. Okay. Eu vă vorbesc din punctul de vedere al climatologului, nu sunt prognozist. Climatolog fiind, vă pot spune că astfel de episoade sunt posibile, evident, și în luna iunie. De altfel, și luna iunie e cunoscută, climatic vorbind, prin instabilitatea sa. Dacă ne uităm la cum arată cantitățile de precipitații în mod normal, mai și iunie au cantitățile cele mai mari din an și, evident, cu precipitații ai și temperaturi mai joase în același timp cât ai episodul cu precipitații. De altfel, Mediterana ar putea să genereze cicloni, inclusiv peste o săptămână am putea avea efectele pe vestul țării ale unui ciclon mediteranean, dar asta e încă o speculație, trebuie urmărite materialele cu anticipație mai mică pentru a avea detalii mai bune. Vă mulțumesc foarte mult, Roxana Bojariu, pentru intervenția dumneavoastră. Ne întoarcem după o scurtă pauză. PSD, PNL și UDMR. Care distruge națiunea. Cu puțin timp în Parlamentul României, acolo unde o ședință a trebuit să treacă în online după cei de la AUR au smuls cablurile ca să nu mai poată funcționa microfoanele, la acest nivel s-a ajuns în Parlament. Revenim cu imaginile după o scurtă pauză.